Au făcut un cadou de Crăciun, au distrus o nouă navă a Rusiei staționată în Crimea. Vasul de război era bănuit că transporta drone iraniene folosite de Moscova în război. Anunțul a venit de la șeful forțelor aeriene, care a spus că embarcațiunea a fost distrusă de piloții săi. S-a întâmplat la o bază din sudul Crimeei, iar mai multe înregistrări arată o explozie urmată de flăcări uriașe. La rândul său, Moscova a confirmat că nava a fost serios avariată și că un om a murit. Clădirile din jur au suferit pagube serioase, în timp ce mai mulți locuitori au fost evacuați. Rușii au prins teamă de atacurile care le vizează navele din Marea Neagră. Cea mai importantă reușită a ucrainenilor la acest capitol a fost în primăvara anului trecut, când au scufundat crucișătorul Moscova, nava amirală a flotei ruse.